Cântarea nouă este o cântare cunoscută, deosebită și care să o cântăm cu toată bucuria. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în părăție, nici în fapte și în fânt. Haideți să cântăm cu toată inima această cântare. În veci Scriptura Sfântă.
sunt eu, nu voi părăsi. Ne-a găsesc eu pace și numai bucurie. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care ai primit-o
partea mea ca apostol și din partea celor care vin în numele Domnului Iisus Hristos să le țin cu toată inima în Duhul Sfânt, într-o inimă bună, curată. În același timp, Iuda este cel care scrie Bisericii Domnului, este printre ultimii scriitori din Noul Testament. Printre ultimii care au un mesaj inspirat din partea Domnului, de Dumnezeu. Ce interesant este că el probabil avea dorința din inima lui să aducă un cuvânt special legat de mântuirea care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Și dintr-o dată el schimbă mesajul și spune, este altceva interios pentru vremurile acestea. Și o spune, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văsusilit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților și odată pentru totdeauna. Când Iuda vorbește despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, se referă la tot adevărul Scripturilor. La ceea ce a venit să crede. Nu doar la atitudinea de a crede în Dumnezeu și atât. A crede trebuie să fie legat de ceea ce crede. Noi credem și trebuie să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care a fost întrupat în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul care vine la noi prin intermediul Cuvântului Scripturii. Ce interesant aici este faptul că Iuda spune că a fost dată această credință, această învățătură din partea lui Dumnezeu, am putea spune în totalitate și o dată pentru totdeauna. Nu se schimbă, nu se adaugă nimic la Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că Duhul lui Dumnezeu ne vorbește într-un mod personal și într-un mod viu în fiecare zi din viața noastră. Și vorbește fiecare generații și vorbește fiecare epoci într-un mod special. Dar ceea ce vorbește Duhul Sfânt este ceea ce găsim scris aici. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și spun că de zicat cu prea legare un lucru interesant. Avem atâta literatură, atâția oameni care au avut atâtea experiențe. Și totuși, viața noastră este atât de săracă. Nu v-a scris o de ce? Când cine pot să spună, cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-avem în Scriptură. Unii merg după alte lucruri, după descoperiri speciale, deosebite, incitante. Și nu cunosc ceea ce este substanțial din partea lui Dumnezeu. Nu cunosc cuvântul care le dă, într-adevăr, tărie, creștere spirituală, putere în orice situație de viață. Toate acestea am vrut să le aducem înaintea Domnului în rugăciune. Și haideți să venim în rugăciuni vii și personale, din partea fiecăruia, la rugăciuni scurte, să le rugăm cât mai mulți și să spunem, Doamne, dă-mi și mie cuvântul Tău în fiecare zi. Și fă să înțeleg din cuvântul Scripturilor că Tu vorbești. Fă să înțeleg, Doamne, cât de extraordinar este acest cuvânt pe care îl avem în fața noastră. Și aș vrea să cresc. Dă, Doamne, tinerilor noștri, cuvântul Tău și dorință de a-L cunoaște, de a-L înțelege, de a se aprofunda în El. Și, Doamne, dă pentru generația aceasta oameni destoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care sunt ancorați bine în adevărul Scripturilor, în dreptarul învățăturilor sănătoase. Toate acestea și multe altele le-am putea duce înaintea Domnului. Haideți să venim în rugăciune. Și aș vrea să mai spun un lucru personal. Personal, mai special. Am vrea să ne rugăm într-un mod special pentru legatul sorii Denunței Iordache, Liviu Viteana. Este în spital la psihiatrie. Suntem în special ca Dumnezeu să se îndure din ea. Cu toate acestea am vrea să venim în rugăciune.
rugăciune. De aceea mea rugăciune pentru mântuirea aceasta și pentru mântuirea de mine, ca Dumnezeu să ne vorbească în noastră și la mine. Apăr ideile mele doar așa ca să arăt
ce deștept sunt sau ce brav sunt în fața altora. Când vorbim de Cuvântul Lui Dumnezeu, avem nevoie să știm că acest cuvânt este o ancoră veșnică, un cuvânt de care ne putem agăța. Și dacă știm că este adevărul Lui Dumnezeu, și dacă știm că trebuie să ne batem pentru acest adevăr, pentru că El este acela care poate oferi binecuvântare pentru orice om, atunci, în adevăr, vom fi cu adevărat binecuvântați. Și în domeniul acesta, fratele, este, am putea spune, chemat de Dumnezeu să vestească Cuvântul Lui Dumnezeu. În aceste întâlniri pe care le avem și seara aceasta, și mâine seara la ora 6, și duminică dimineață, vom sta în fața Cuvântului și, într-un mod practic, căutăm să înțelegem ce vrea să spună Cuvântul Lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 4, un domn, o credință, un botez. Vreau să dau posibilitatea fratelui să ne spună ceva mai mult despre lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. Dar haideți înainte de aceasta, vreau să salutăm și familia Nica, Laurențiu, da? Și fratele și soția. Și înțeleg că soția dânsului a dat să cânte o cântare spre slava Domnului. Așa este, da? Și a vrea să o auzim. Și în felul acesta să lăsăm ca Duhul Dumnezeu să ne apropie mai mult de El, să ne cerceteze. Și după aceea, corul, dacă are o cântare, ne bucurăm să auzim. Cântăm spre slava Domnului. Vreau să prind această seară și prind cu dumneavoastră. Mi-am mai fostat contentă să se întâlnă prima oară și nici puțin ce l-am văzut mi-a plăcut aici la dumneavoastră și nici fără cum mi-a plăcut aici la dumneavoastră. Cântarea pe care vreau să o cânt este o cântare de laudă. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care îi place să fie lăudat și El locuiește în mijlocul laudelor. Știu mai bine și mai frumos în Iisus.
pe sora Mica. Familia Laurențiu Mica și cu soția sunt în mijlocul nostru împreună cu frate Cain Sudeană, lucrează în aceeași echipă și chiar dacă sunt lucruri care se fac în umbră din partea unora și acea lucrare este necesară și deosebit de binecuvântată din partea Domnului. Vreau să anunț, așa cum am spus, repet, ne întâlnim și mâine seară în locul acesta la ora 6, continuăm acele meditații legate de un domn, o credință și un botez, împreună cu frate Cai Sobiadă. Vom continua lucrul acesta și duminică dimineață, locul acesta, în serviciul din de dimineață, de la ora 9:30. Și vă invităm cu toată dragostea Biserica Domnului. Frații și surorile care sunt, hai să spun așa, la vârsta înțelepciunii, vor fi în mod special împărtășit împreună cu frate Cai Sobiadă mâine dimineață la 9:30 la Biserica Speranța, unde păstor este fratele Sami Cristian, pe Salda Războieni, numărul 80. Deci mâine dimineață la ora 9:30. Duminică după masă va fi în mijlocul nostru un alt frate deosebit, fratele Cristian Ouacu. Și împreună vom sta înaintea Domnului să înțelegem mai bine care sunt acele principii care le arată Cuvântul Dumnezeu cu privire la viața noastră și pe pământ și cum să o trăim după voia lui Dumnezeu, principii care sunt veșnice ale Cuvântului Dumnezeu. În același timp vom continua părtășia noastră luni seara și marți seara și probabil și miercuri seara vom vedea la momentul respectiv, la ora 6 în locul acesta, împreună, și sperăm ca Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și această părtășie noastră în fața Cuvântului Dumnezeu. Credința mea și Domnul a dat binecuvântare. Pentru cei pe care nu mă cunosc și sunt frați care noi eram așa mai la tinere, cu numele fratele Marian, ne întâlneam fiecare sâmbătă, eram activ, cântam pe faleză, fratele Vâică mai avea probleme cu securitatea, dar noi tot mergeam și cântam.
M-am născut propriu-zis în această biserică, dacă vă vine să credeți. A fost mult timp în urmă pentru unii mai tineri, pentru noi de vârsta mea nu e așa de mult. Bunicul meu era păstor și din când în când îmi plăcea să vin să dorm la dânsul și chiar îi spuneam fratele că camera pastorală, oficiul pastoral, de fapt era camera unde bunicul meu dormea și mai era o cămăruță în spate care nu mai este, acum am înțeles că s-a modificat puțin acolo, dar acolo dormea și era așa de drag și așa de bucuros să vin să dorm la bunicul meu. Și eram și eu copil și cam fugeam și bunica când făcea curățenie în biserică, îmi tot spuneam, nu mai fugi, nu mai fugi ca bănci de căsătine. Amar dumneavoastră aveți bănci mai frumoase, dacă vă aduceți aminte, aveam altfel de bani și se mai puteau muta și... Și bunica mea a fost cumva inteligentă și ce-a făcut? Mi-a dat niște cârpe și eu când fugeam cu cârpele pe bancă, ștergeam și banca. Și am șters toate bărcile astea, le știam pe fiecare. Le ștergeam și mă duceam și sus la balcon, de acolo bunica era frică, o să cad cumva. Dar am născut în această biserică, cumva. Sunt multe amintiri și au fost mulți frați care au fost la acest amor și dintre toți, eu sunt cel mai mic, sunt cel mai prăpădit. Acum eu vin din Ardeal și cumva poate și din Banat și cumva poate că mai am accentul care l-am primit în ultimele două săptămâni din acele părți. Acest ambon, dragii mei, și bucuria pe care o aveți voi în seara aceasta, se datorează părinților voștri și străbunicilor voștri și cei care înaintea dumneavoastră au ajuns să ne poarte cuvântul Evangheliei până în zilele noastre. Când eram mic, acum unii din voastră vă aduceți aminte, aici sus era un balcon. Aduceți aminte? Și când era Crăciunul, când erau copiii mici, când aveam noi programul copilor, noi eram acolo sus la acel balcon. Era mai mic, dar eram micuț. Și așa de bucuroși eram când mergeam noi acolo sus la acolo, eram toți copii mici, clasă 1-a, 2-a, și așa de bucuroși eram că suntem și noi acolo. Și acolo mai sunt multe povestioare, când uitam ce să spunem și nu mai știam ce verset din Biblie trebuia să mai spunem. Eu i-am furat versetul fratele meu, i-am spus-o și când a trebuit să ridice și el n-am mai știut pentru că i-am spus eu versetul. Și a început să plângă. Și sunt amintiri așa de frumoase. După am crescut mai mari și am ajuns să cântăm la orchestră, la orchestră, aici, la corul. Am observat că și dușumele au rămas tot așa. Și pentru noi care am plecat de mult, asta este un loc sfânt. Aici s-au trăitat mulți, la acest ambon au fost mulți frațiuniți. Fratele Hodoroapă, dacă mi-a adus să aminte, a predicat la acest ambon. Fratele Țion, Fatăl Niculescu și foarte mulți au predicat la acest ambon. Fratele Duică, aici am primit credința, la acest baptister, aici am arătat și am dovedit în fața tuturor văzuți și nevăzuți credința și faptul de a mă preda în fața Domnului. Sunt multe aminte și sunt sigur că fiecare aveți foarte multe aminte. Era totuși un lucru care mi-a dat mult de gândit în timpul anilor. Acum vreau să vă spun la început, eu nu m-am așa dat vorbirii, vorbesc cam mult, dar în seara aceasta e așa o seară minunată și puteți să stăm cumva la cuvântul Domnului și să înțelegem câteva lucruri. Eu mi-am scris și am spus ca să nu cumva să mă pierd cu cuvintele și să pot să rămân la subiect. Când era mic, acum nu știu că vă aduceți aminte, aici sus era un domn, o credință, un botez. Vă aduceți aminte? Frații mei, noi și credincioșii și poporul evreu a crescut în simboale. De exemplu, surorile aveau batic pe cap și încă mai au și acum, slavă Domnului, mai sunt care au altă înțelegere în ziua noastră, pentru că acum am ajuns să studiem mai bine greaca și acum avem mai multe interpretări. Dar era un simbol, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte. Știți care era simbolul baticului? Cei mai tineri, știți care era? Așa. Aveam o verighetă. Era un simbol. Corect? O cruce cu o biserică. Era un simbol. O persoană cu haine neagră. Era și un simbol. Și noi baptiștem alu simbole, cu toate că noi spuneam că noi nu suntem tradiționaliști, noi nu suntem ca ortodoxi. Dragii mei, acel un domn, o credință și un botez a fost un simbol al nostru. A fost un lucru pe care mulți nu l-au înțeles și în multe biserici l-am avut.
Când eram copil, nici nu știam de unde era apelațiul verset. Dar știam în memoria mea, când vin la biserică, stea să închid ochii și știam un domn, o credință, un botez, știam băncile, știam și unde stau frații. Sora Valentina tot cam pe acolo stă. A trebuit să treacă mulți ani să pot înțelege acest lucru și necesitatea înțelegerii ceea ce tu ești, ca persoană, ca credincios. În Vechiul Testament este o lege. Și este vorba despre legea slobozenii și viața. Și era o lege interesantă pentru poporul evreu. Poporul evreu era obligat prin legea lui Dumnezeu, după 6 ani, un rob să fie eliberat. Dar era totuși Dumnezeu a dat așa o lege adițională pentru cei care ar fi dorit să fie rob în continuare. Indiferent de motive. Și în Exodul 21:5-6, și am să vă citesc textul ca să nu vă obosiți, spune așa, dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și pe copiii mei și nu vreau să ies slobot, atunci stăpânului să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlp ușii și stăpânului să-i dorească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dragii mei, în momentul în care noi l-am primit pe Iisus Hristos, noi am primit acel semn. Și sper că în seara aceasta toți aveți acele găuri în urechi, numai surorile și frații, într-un mod nevăzut, prin care voi fiecare ați ajuns să-L acceptați pe Iisus Hristos ca Domn, acceptând robia Hristosului care ne-a chemat la slobozenie. Acele cuvinte, un domn, o credință și un botez, are o altă semnificație pentru un rob al lui Hristos. Pentru unul care nu știe, i s-a părut probabil că este doar o inscripție pe un perete. Pentru robii lui Hristos care a venit în fiecare duminică și în fiecare sâmbătă și martă și miercuri, acel semn și acel simbol ajunge să dea o altă semnificație. În seara aceasta și mâine am să încerc să elaborez puțin acest concept al credinței noastre și nu este o seară de evanghelizare, ci este o seară a pocăiților. Pentru că știu că ați avut evanghelizări și Domnul va binecuvânta și de când în când este nevoie să ne mai aducem și noi aminte de pocăința noastră. Și în seara asta o să vorbim puțin și am să încerc să vorbesc cu dumneavoastră despre conceptul acesta, ce înseamnă să avem un Domn. Ce înseamnă avea o credință și ce înseamnă avea un botez. Epistola către Efeseni este o epistolă grea. Acum, pentru cei care n-ați studiat teologie, vi se pare frumoasă și este foarte frumoasă, dar este o miniatură cumva a cărții Epistole către Romani. Primele 3 capitole vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu. Și vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu în răscumpărare, în revelație, în înviere, în împăcare, în proclamare și în sfințenie. Și vorbește într-un mod teoretic. Dar, începând cu versetul 4, vorbește despre unitatea în credință a robilor lui Hristos. Și Pavel încearcă să explice necesitatea unității robilor lui Hristos. Și în acest context ajungem să înțelegem mult mai bine ce Pavel a vrut să spună în Efeseni când ne-a spus că avem un domn, o credință și un botez. Pavel era în Roma, era în pușcărie în timpul când a scris această epistolă. Erau probleme în Efes. Și în Efes era și acum din cele 7 milioane ale lumii, era acel templul Dianei, multe lucruri erau în acest oraș, această mică adunare a credincioșilor. Pavel a avut probleme și a avut probleme pe multe locuri și a găsit necesar să spune bisericii din Efes că ei trebuie să trăiască în unitate. Pavel merge mai departe să spună că este o condiție a unității. Acum, e foarte ușor să vorbim despre unitate și tot vorbim, frate, hai să fim uniți, hai să ne iubim unii pe alții și ascultăm lucrul acesta totdeauna. Acum, vă aduceți dumneavoastră aminte că Domnul Iisus Hristos a spus că sunt două căi.
Vă aduceți aminte? Așa, una e mai strâmbă. Acum noi, pocăiții, câteodată ne place să mergem câte doi pe această cale și în partea de câte trei cala de filare. Și nu avem loc și atunci ne mai dăm din coate și nu ne place și îl mai dăm pe unul brânci, dăm câte un brânci și cade jos și după aia frații o să ne rugăm și pentru frate că a crezut de la credință. Dar noi ne împingem unii de alții. Hristos ne spune că noi suntem chemați la o cale strântă. Asta nu este chemarea. Noi suntem robi al lui Hristos. Și Pavel spune că condiția unității constă în smerenie, în blândețe, în delungă răbdare, în găduință și dragoste. Și în Efeseni 4, 1 la 3 spune așa: vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Frații mei, această unitate despre care ne place să vorbim în mod teoretic nu poate fi practicată dacă în mod practic voi sunteți născuți din nou și trăiți roadele Duhului Sfânt. Și în mod practic, atunci când fratele tău îți spune ceva care nu-ți place, se întâmplă. Fratele mi-a spus multe lucruri care mi-a plăcut. Acum când era mai mic, îi dădeam mâna și se termina. Era povestea terminată. Dar acum suntem oameni mari, nu mai suntem copii. Ce ne facem? Pavel ce ne spune? Blândețe, îndelungă răbdare, smerenie și lucrurile merg altfel, frații mei. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o serie de învățături practice, numai că noi ne facem puțin să le înlocuim. În acest pasaj în care Pavel ne spune despre această unitate de care noi trebuie să trăim, sunt șapte lucruri care spune că noi trebuie să fim de acord ca credincioși și ca robi lui Hristos. Și ele sunt deșirate cumva în trei grupuri. Și spun așa că este necesitatea de a ajunge la concluzia că există un trup, un duh, o nădejde, un domn, o credință, un botez, un Dumnezeu Tatăl. Este complicat conceptul să înțelegi ceea ce înseamnă fiecare lucru și seara aceasta cumva o să ne limităm numai la cele trei, la un domn, o credință și un botez, pentru că dacă nu există această unitate a acelui concept, nu este nimic. Acum avem fiecare de cei mai bătrâni dintre noi, avem mai mulți ani de căsătorie. Și eu fac să știți cât de greu sunt primii ani. Eu m-am căsătorit cu o italiană. Ea avea cultura ei, eu aveam cultura mea și italienii spun că dacă reușești să treci de peste primii 2 ani, după aia ești pe veșnicie. Și acum, slavă Domnului, am ajuns la 26 de ani. Și sper ca și voi să ajungeți la mai mult decât mine. Dar există o greutate în care noi ajungem să, cumva, există un compromis între soț și soție. Și există această măcinare până se ajunge ca lucrurile să meargă mult mai bine. Acum, în Biserica lui Hristos este același lucru. Câteodată ne înghesuim și nu știi ce să facem și fratele are o idee, eu am alta și altă vine cu altceva. Și Pavel ne spune, fraților, aduceți-vă aminte că voi sunteți robi al lui Hristos, voi trebuie să trăiți în blândețe, în smerenie și când cineva spune ceva, noi acționăm cu blândețea și este o altă atitudine, noi nu încercăm să-i dăm în cap. Un principiu de a ajunge să înțelegem ceea ce înseamnă a crede într-un domn se poate cumva clasifica în patru teme, să spunem așa. Iisus Hristos este Domn. Dragii mei, știți ce înseamnă lucrul acesta? Ce a învățat Iisus Hristos pe ucenici? I-a învățat să fie Domn? I-a învățat Iisus Hristos cum să stea pe scaun și să ridice picioarele sus ca să le fie spălate? Eu nu mă duc aminte de lucrul acesta. Noi am fost învățați să ne spălăm picioarele unii altora. Fratele meu, este greu. Frații penticostalii, când au început să, cumva, să practice lucrul acesta ca să vadă cam cât de ușor este să spăl picioarele. Și acum nu știu cât ți-a spus la frații penticostalii sau cât vi s-a spălat picioarele, dar unele picioarele sunt mai, așa, mai deosebite, să nu dau fiu prea grafic și
Este greu să speri picioare la cineva. Însă Domnul Iisus a învățat pe robii săi să spare, să spere picioarele unii altora. Noi n-am fost învățați să ni se spere. Iisus Hristos este singurul Domn în biserica sa. Nu există un alt Domn. El este capul bisericii sale, iar noi toți suntem robii săi. În 1 Corinteni 8:6 spune așa, pentru că totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care toate lucrurile și prin, toate lucrurile și prin El și noi. Iisus Hristos este un singur Domn. În 1 Corinteni 12:5 spune, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Frații mei, toate lucrurile care se întâmplă în această biserică, toate activitățile, orice lucru, vine de la același Domn. Dacă nu ni se pare câteodată că poate vine la frate Marian, poate că are o idee bună sau poate nu la frate. Domnul se folosește de vocile lor. Domnul se folosește de Duhul Sfânt, le dă o inspirație. Și voi ca biserică ajungeți să recunoașteți acest lucru. Totuși, toate lucrurile vin de la același Domn. Și noi ca robi al lui Hristos suntem uniți și trăim în unitate și trebuie să trăim în unitate pentru că avem un singur Domn. Toate comenzile vin de la acest Domn al nostru, Iisus Hristos. Un al doilea lucru important este să recunoaștem că Iisus Hristos este trimisul lui Dumnezeu, El este Mesia. Este un concept mai greu pentru cei din afara noastră. Unitatea noastră este în faptul că noi recunoaștem că Iisus Hristos nu mai este Domnul nostru, dar este trimisul lui Dumnezeu, Mesia. Lumea, în zilele noastre, îl așteaptă cu Mesia. În aceste două săptămâni am prezentat un concept apologetic referitor la așteptării Mesia și am prezentat faptul că în lumea aceasta, în aceste zile, cele 5 religii ale lumii, vorbim de budism, hinduism, islam, iudaism și creștinism, toate îl așteaptă pe Mesia. Și într-un mod foarte interesant, dacă ajungi să studiezi aceste religii, timpul venirii acestui Mesia coincide și fiecare religie își are Mesia lui. Budiștii îl au ca lor, pe Metraia, iudaismul îl are pe Mesia, dar și îl așteaptă pe acest Mesia, islamul îl așteaptă pe Mahdi. Dar este interesant că islamul dorește ca Iisus Hristos, Fiul Mariei, să vină înaintea Mesiei lor. Pentru că în scrierile islamice, ei spun că Iisus Hristos trebuie să vină pe ceruri ca să convingă biserica și pe evrei să se întoarcă la islam. Și există o confuzie generală în care în zilele noastre în America se spune, măi, fraților, nu știu la ce mai cred, pentru că toți ne rugăm la același Dumnezeu. Papa de la Roma a invitat și invită totdeauna budiști și hinduiști și alte religii ale lumii să se roage împreună, pentru că a început să existe conceptul că noi toți îl căutăm pe același Dumnezeu, dar pe căi diferite. Această biserică este o biserică baptistă. Noi credem într-un singur Domn. Noi credem într-un singur trimis al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aceasta ar trebui să ne unească. Și niciodată, orice gândire și orice lucru ar veni din afara bisericii, noi ca biserică avem datoria să ne apărăm credința și să ne identificăm cu faptul că Iisus Hristos este Domnul nostru, este trimisul lui Dumnezeu, este Mesia care a venit și va veni să-și ia biserica sa. Un al treilea lucru care noi trebuie să ajungem să credem într-o unitate, este faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu, a doua persoană a Trinității. Într-o prezentare pe care fratele Marius Crucerul ne-a făcut-o la Leș, se ridică în picioare și ne prezintă și spune, l-avem în mijlocul nostru pe fratele Caius Sobeadă, care lucrează în iar. Și m-am uitat la el, n-am știut ce vreau să spun. M-a cam speriat puțin. Am crezut că îmi spune că sunt în iar. Nu, n-am înțeles de ce a spus. Și după aceea fratele a continuat și a prezentat lucrarea pe care Domnul m-a chemat să o fac. Și internetul este un iad.
Acum, cei care sunteți mai versați, ați ajuns și vedeți câte lucruri sunt în acest nou media și ceea ce se poate vedea și ceea ce se poate întâmpla. Toți lucrătorii misiunii noastre, în ultimii 7 ani, toți și-au pierdut computerul. Inclusiv eu. Am pierdut nici nu mai știu câte computere. Pentru că prietenii noștri ne-au trimis virusuri în diferite forme și unii sunt mult mai versați și mult mai specialiști să primească astfel de lucruri. Și noi, împreună, noi în misiunea noastră, împreună cu alți frați, chiar și fratele Marian, cu scrierile pe care dânsul le-a făcut, fratele Iosif Țon, și sunt mulți, fratele Cocarul, sunt mulți care colaborează împreună și încercăm să aducem, să fim o lumină și încercăm să ajutăm pe credincioșii noștri să înțeleagă ceea ce înseamnă a-și apăra credința. În zilele noastre sunt concepții și sunt credincioși care au ajuns să refuze ideea Trinității. Pentru noi se pare un lucru extraordinar. Cum poți să nu crezi că există un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt? Nu-i așa? Pentru noi e ceva imposibil să poți crede. Dar fratele meu, să te întreb o întrebare. Câți dintre dumneavoastră sunteți gata să explicați în așa un simplu, nu teologii, nu cu mare cuvinte, ce înseamnă ceea ce credem noi în faptul că noi avem un Dumnezeu Tată, un Dumnezeu Fiu și un Duh Sfânt? Frații mei, aceasta ne unește. Tu trebuie să știi, este o datorie a ta, o datorie morală să-ți aperi credința. Asta nu este un lucru pe care numai câțiva au fost îngrădiciți. Este un lucru pe care fiecare dintre noi, noi aici în biserică, când ne strângem împreună, știți ce se întâmplă? Noi, robii lui Hristos, nu știți, știți ce producem noi aici când ne strângem împreună? Ce a spus Iisus Hristos în Matei? Când unul sau doi se adună în numele lui Hristos, ce se întâmplă? El este aici. Voi, de fiecare dată când vă strângeți aici, produceți prezența Dumnezeirii. Cei văzuți și nevăzuți, îngerii care sunt în jurul nostru pe care nu-i vedem și într-o zi o să-i vedem, ei participă la lucrarea aceasta și se miră că noi în zilele noastre, în acest secol, în această zi, noi încă slăvim pe Dumnezeu. Și ceea ce trebuie să ne unească este această credință. Când avem un Domn, avem o credință și avem un botez. Și în privința a avea un Domn, noi îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca singurul Domn al nostru, al robiei noastre. El este cel trimis, El este Mesia nostru care va veni să ne ia la cer. Și noi credem din toată inima în această Trinitate Sfântă, pe care poate că nu o înțelege și nu știm exact cum să o explicăm, dar noi prin credință, noi am ajuns să acceptăm faptul că există un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt. Și când noi mergem și aducem pe cineva în fața dumneavoastră, în apa botezului, noi botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aceste lucruri ne unesc. Sunt învățături care ne unesc pe noi ca robia lui Hristos. Și biserica aceasta nu va mai rămânea, dar voi vă depărtați de la învățăturile Scripturii. Așa cum fratele a spus, toate lucrurile care au fost scrise sunt necesare și nu pot fi schimbate. Numai că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să ajungeți așa în limitatea dumneavoastră, că unii au avut timp mai mult să studieze, alții mai puțin, unii au capacitate intelectuală mai mare, alții mai puțin. Dar fiecare dintre dumneavoastră, așa cum sunteți tânăr, bătrân, să aveți această dorință de a spune altora, dragul meu, eu cred că Domnul Iisus Hristos este Domnul meu, eu cred că El va veni. Eu cred că noi avem un Dumnezeu Tată, un Dumnezeu Fiu și un Dumnezeu Duh Sfânt. Un al patrulea lucru și ultimul referitor la această gândire a faptului că avem un Dumnezeu, un Domn, este faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dragii mei, dacă mergi în alte religii, de exemplu, Matru Jehova, vă dau un exemplu. Sau mormoni. Nu știu cât dumneavoastră știți și de mormoni și de restul religiilor, dar, de exemplu, mormonii, ei nu cred în Iisus Hristos a fi Dumnezeu. Și când mergeți pe internet, sunt foarte multe învățături în care ei cred că Iisus Hristos nu este Dumnezeu.
Din nou, pentru noi este ceva extraordinar să nu credem că noi nu am înțeles și unii persoane nu vrea să recunoască că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și totuși, aceste învățături au început să apară în bisericile noastre. Nu vă pot spune de câte ori am fost atacat și frații din lucrarea pe care o facem au primit scrisori prin care mi se spunea să nu mai spunem că Iisus Hristos este Dumnezeu, că Trinitatea nu există și că faptul că în Scripturii este scris numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este o eroare, că de fapt nu există în manuscrisele originale. Dragii mei, diavolul lucrează și a corupt și corupe biserica sa. Ceea ce vedeți dumneavoastră în zilele noastre, atât de multe rupturi în rândul bisericii noastre, se datorează acestei lucrări prin care ne desparte, prin această lucrare al diavolului de a duce confuzie, de a ne separa și am ajuns să nu mai avem un singur domn. Am ajuns fiecare să ne facem domnul nostru și credința noastră. Dragii mei, nu știu ce cuvinte aș putea să vă spun necesitatea citirii și studierii Cuvântului Dumnezeu. Scriptura nu este o poveste. Bisericile noastre au ajuns să spună povești. În America este o evanghelie socială în care se trăiește prin experiență și la amvon se spun povești. Știți ce se întâmplă, fraților mei? Este bine să auzi lucrarea lui Dumnezeu, sunt lucruri care Dumnezeu le face în credincioșii săi. Este un lucru extraordinar să vezi mărturia acestor lucruri. Dar știți ce se întâmplă în același lucru? Nu se mai predică Evanghelia, nu se mai predică doctrinele. Știți ce se întâmplă când nu mai se predică Cuvântul lui Dumnezeu și avem numai experiențe și numai mărturisiri? Știți care e pierderea Bisericii lui Hristos? Vă aduceți aminte cum se primește credința? Ce spune Scriptura? Auzirea cui? Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, predicați Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirile își au locul lor. Trebuie să predicați Evanghelia. Am să vă dau un caz real care l-am cunoscut acum din Timișoara. Un frate a venit la mine și mi-a spus frate, ca să am să spun o mărturisire personală. Și am zis, cum să mă frate? Spune-mi, care e problema? Că știu că mă întreabă ceva despre apologetică sau ceva teologic. Deci, mă, frate, vreau să spun altceva. Eram copil. Și tatăl meu, erau 7 sau 8 frați. Și tatăl meu ne forța pe toți să mergem la biserică. Și eram acolo toți în 6 bani. Și noi nu prea ascultam, ne ciupeam, eram copii, nu ascultam. Dar, frate meu, tatăl meu a spus, noi, duminica, mergem la biserică. Noi nu mergeți pe Maidan, voi nu jucați fotbal, voi mergeți la biserică. Când creșteți mari, faceți ce vreți. Acest copil a ajuns să fie o mare, a plecat din casă de la tatăl, s-a dus în lume. Vagabondaj, fumături, alcool, etc. Tot ce aveți în cap. Acest om ajunge să-și aducă aminte la o momentare de gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui. Și asta este pus în fiecare. Și și-a pus întrebarea la acea momentare, ce se întâmplă cu mine dacă eu mor acum la fel ca acest prieten al meu? Și Dumnezeu l-a cercetat. Și știți ce mi-a spus? Caius, dacă eu n-aș fi fost la biserică, sămânța aceea pe care eu am primit-o ca copil, eu nu aș fi fost la Hristos astăzi. La vârsta de 38 de ani, el acum are 45 de ani sau 48, este un om al lui Dumnezeu și spune Caise, spune fraților să-și ducă copiii la biserică. Pentru că acea sămânță pe care eu am primit-o când am fost copil, Dumnezeu a adus roadă. Și astăzi acest om este în casa lui Dumnezeu, într-una din biserică din Timișoara și în 95 era un grup de 5-6 persoane, acum sunt un grup de 800 persoane. Și biserica crește. Aduceți-vă copiii la biserică și lăsați ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat. Câteodată este plictisitor, e plictisitor de moarte, pentru că diavolul nu doarme, va adorme pe toți, așa cum a dormit și pe mine când era mai tânăr. Adormeam acolo în prim plan și știam să fac să găsesc de rugăciune. Dar Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat și fratele de Duica a predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Și au fost oameni care au plecat din lucrurile noastre și s-au întors înapoi, datorită seminței care au fost semănate.
Frații mei, nu este datoria ta și a mea să-L convinge pe o persoană la Hristos. Noi predicăm Evanghelia și semănăm, dar Duhul lui Dumnezeu face acea trezire și te aduce și îl confruntă. Noi am vrea ca fiecare dintre noi, ne-ar place acest lucru, să vedem în fiecare zi, predicăm Evanghelia și cineva se întoarce la Hristos. Frații mei, nu este chiar așa. Duhul lui Dumnezeu are un timp al lui și lucrurile se fac într-un timp. Dar datoria noastră, ca credincioși, este să predicăm Evanghelia. Și acest lucru, acest simbol care era acolo sus, un domn, este o unitate a noastră, pentru că Iisus Hristos este Domnul nostru, este Dumnezeu, este trimisul Mesia. Și această unitate ne ajută să trăim și să ducem Evanghelia mai departe, așa și cum bunicii noștri au dus-o până în zilele noastre. Vă sugerez, dragii mei, să studiați, dacă când aveți, să citiți istoria baptiștilor și, în mod special, cea din Dobrogea. Fratele Baban, Domnul să-l binecuvinteze, nu știu cât din noastră mai vă aduceți aminte sau l-ați cunoscut. Un om extraordinar. Citiți istoria lui Harlambie, străbunicul. Era bătut la tău, îi spunea bunicul meu, era bătut la tău să mai meargă din sat în sat și mergea în genunchi. Noi astăzi existăm datorită acestor înaintași. Au fost vremuri grele. Însă acești robi ale Hristos din această biserică au crezut într-un singur Domn. Și faptul că noi în seara aceasta suntem aici adunați și prezența Dumnezeirii este în mijlocul nostru, se datorează acestei unități. Că noi credem într-un singur Domn, Iisus Hristos. N-am înțeles după acestea mulți ani. A trebuit să merg la școală și să citesc din nou cartea Efesenilor, să-mi aduc aminte când eram copil de ceea ce scria pe acest perete, un Domn. Frații mei, al doilea lucru este o credință. Și este un lucru mai greu de înțeles. N-am să vă fac teologie și... Dar am să încerc să vă spun câteva lucruri despre acest concept. Faptului că avem o credință. În greacă, sunt mai multe cuvinte pentru traducerea pe care noi o avem ca credință. Și este cuvântul Elphis, Pistis, Phaedros, sunt cuvinte care unii poate nu mă interesează, dar nu e nimic să răspund câte puțin ca să înțelegeți despre ce este vorba. În greacă, ceea ce noi traducem credință, de fapt sunt mai multe cuvinte, dar două cuvinte sunt interesante, pentru că una, un cuvânt este un substantiv, pe când altul este un verb. Și am să vă spun să încerc să vă explic importanța acestei diferențe, că un cuvânt este substantiv și celălalt este verb. Pistis înseamnă credință, este adus credință și este un substantiv. Este exact cum a spus acest microfon, acest pulpit, anvon, deci este un substantiv. În Roman 10:11 spune așa, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar mai este puțină dificultate în explicarea acestui concept, în sensul că și traducerea românească a trebuit să pune câteva cuvinte ca să sune mai bine și să putem să înțelegem noi în zilele noastre. Dar într-o așa traducere, mod la mod, dacă vreți să spuneți, înseamnă că spune așa, credința din auzire prin vorbire. Știu că v-am tot v-am pierdut, dar sunt bani să vă explic frumos. Asta face un apoi. Ceea ce Pavel vrea să ne spună, că această credință, dacă vă aduceți aminte, credința este un dar, corect? Vă aduceți aminte? Despre darul Dumnezeu. Această credință care este folosită în acest verset este un substantiv. Deci nu este o acțiune pe care tu o faci, este un lucru pe care Dumnezeu ți-l dă. Pricepeți? Credința pe care voi o aveți nu este pasul vostru. Este un pas pe care Dumnezeu îl face. Dumnezeu îți dă acest substantiv, acest măr, această par, această credință. Și această credință ce produce în viața voastră? Deci credința este dată și ce produce? Credință. A crede. Dragii mei, ceea ce Pavel vrea să spună, că unitatea noastră
este realizată nu prin faptul ceea ce fiecare de noi înțelege. Deci credința pe care o avem. În sensul că noi toți suntem de acord că acesta este microfonul. Unii dintre dumneavoastră și unii au acest dar de a se contrazice tot timpul și dacă noi spunem că este microfon, cineva ar veni cu altceva. Și dacă spune că acesta este un pulpit, cineva spune că nu este un cubit. Și ne place să ne contrazicem. Și în viață este foarte greu într-o biserică ca noastră, ca noi toți să spunem că avem aceeași credință și aceeași înțelegere. Pentru că altfel nu ne-am certat. Și la ședințe n-am mai spune că vrem vopsea albastră sau vrem vopsea gri. Deci este greu să spui că noi suntem uniți într-o credință, în sensul că noi toți am ajunge la aceeași înțelegere. Pentru că sunt unele subiecte în Scriptură care ne despart. De exemplu, problema calvinismului și arminismului. E o problemă grea. Am nu știu, fratele, de ce, în care parte a teologică este, dar sunt despărțiți. Și avem la noi în țară, avem biserici care sunt calviniste și sunt arministe. Înseamnă că suntem uniți în Hristos sau nu suntem uniți în Hristos? Suntem uniți, frații mei. Și de ce? Pentru că acea credință care spune că vine la Dumnezeu este un dar și nu se referă la faptul la ceea ce tu crezi. Este un lucru pe care noi, în limba română, nu putem explica pentru că nu avem un alt cuvânt. Dar este exact cum am spune că Domnul ar va da fiecare dintre voi un măr. Și acel măr ne unește pe fiecare. Duhul lui Dumnezeu ne-a dat fiecare această credință care vine de la Dumnezeu, care produce un lucru extraordinar. Această credință de la Dumnezeu ajunge să ne unească pe noi. Este un dar al lui Dumnezeu. Și noi când venim aici în adunare, suntem o adunare a robilor lui Hristos, născuți din nou, datorită acelei credințe pe care noi am primit-o. Și unitatea noastră care se produce în fiecare dată când ne unim, se datorează acelui Domn, acelei credințe care mi-a fost dată ca dar. Noi nu suntem uniți pentru că eu și cu fratele ne credem că suntem calviniști. Nu știu dacă e frate calvinist, dar să dau un exemplu. Nu. Ci pentru că Duhul Dumnezeu ne-a dat nașterea și El ne-a dat acest dar al credinței care ne ajută să primim, să recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn. Nimeni care nu este născut din nou nu poate să recunoască pe Iisus Hristos ca Domn. Și această credință ți-a fost dată, și această credință, și acel simbol pe care noi l-am avut acolo sus, ne unește, dragii mei. Ne unește de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu. Este o taină a lui Dumnezeu, este greu de înțeles. Dar este un lucru minunat. Că Dumnezeu din veșnicii a găsit cu cale să ne unească. Și din cauza aceasta ne spune, dragii mei, spălați picioarele. Învățați să spălați picioarele. Acum, avem această credință, dar mai este și altceva care ne unește. Tot în contextul credinței. Noi, baptiștii, avem o mărturisire de credință. Și sunt niște anumite lucruri care ne identifică a fi baptiști. Acum nu știu dacă avem și frate penticostală în mijlocul nostru, dar suntem într-o biserică baptistă și cumva trebuie să vorbesc despre acest fapt. Noi, baptiștii, ne unim și suntem uniți datorită doctrinelor care ne unesc. Poate că nu sunt toate doctrinele și așa cum într-o familie avem soț și soție și ei sunt cumva uniți 90%, câteodată sunt 100%. Baptiștii sunt și în sine când sunt 70%. Când ajungi sub 50, deja ești la divorț. Dar, în general, noi suntem uniți, ca soț și soție, încercăm în dragoste să facem lucruri, să realizăm ceva în viață, încercăm să ne creștem copiii, încercăm să fim mai evlavioși, să aducem credința, să ducem credința mai departe. Dragii mei, credința pe care o aveți și învățăturile înaintașilor vostri trebuie cunoscute și păstrate. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți mărturisirea de credință al cultului baptistului. Poate că e mult, frate, doi că știu oare. Știu, frate, nici nu mă gândeam că cumva să spun să mi se spui că nu are.
dar noi, ca credincioși baptiști, voi trebuie să știți ce credeți. Identitatea voastră aduce o rezonanță în această biserică. Și părinții noștri, când au ajuns la cunoașterea credinței, ei au continuat și au spus, noi suntem baptiști. Și pe biserică, în fața bisericii, nu știu, n-am văzut dacă este scris, dar aceasta este o biserică baptistă. Și nu se spune degeaba că suntem baptiști. Și eu nu sunt baptist pentru că m-am născut într-o familie de baptiști. La o stație de radio din Radio Vocea Evangheliei din Timișoara, mi s-a luat un interviu și fratele a încercat să mă stoarcă așa de tare că nu mai știam ce să mai spun. Și a încercat să scoată din mine cum am ajuns să fiu baptist. Și i-am spus, dragul meu, zic, am primit pe Domnul, că am avut 14 ani. Am fost în Biserica Baptistă. Fratele Brigham m-a botezat. Bunicul meu era aici. Era frângear și mulțumeau Domnului. Părinții erau și ei pe aici. I-am spus, când am ajuns să primesc pe Domnul, eu n-am știut ce este baptismul sau ce reprezintă. N-am știut. Așa cum un copil când ia naștere, este mic, el nu poate să meargă. El nu poate că să vorbească, el nu poate să facă multe lucruri. Dar el ajunge să crească și încet, încet, în creșterea lui, ajunge să înțeleagă și să accepte unele lucruri, să adereze în lucruri. În bisericile noastre, fraților, în ziua de astăzi, sunt foarte mulți care nu știu de ce se numesc baptiști. Dragii mei, credința pe care voi ați primit-o de la părinții voștri, trebuie să vă cunoașteți. Aceea ne unește, dragii mei. În America sunt biserici care au trecut de la baptism la mormonism. De fapt, în America, la fiecare săptămână, se spune că o biserică baptistă se schimbă în a fi mormoni. Sunt biserici care din biserică baptistă ajungă să fie biserică carismatică. Deci, au dat la o parte baptismul, au fost carismatici. Am ajuns să ne pierdem identitatea, să nu ne mai cunoaștem de ce tatăl meu a fost baptist, de ce bunicul meu a suferit, nu ne mai știm cine suntem. Dragii mei, existența voastră în această adunare baptistă se datorează bunicilor voștri, spre bunicilor voștri, înaintașilor voștri, a păstrării credinței pe care nu ne-am primit-o. Nu ne spune Pavel să ne păstrăm ceea ce am primit? Dragii mei, învățați să vă păstrați lucrurile care le-ați primit. Eu când am venit în seara aceasta aici, m-am uitat numai la aceste dușumele și îmi vrea să plâng. Când am închis ochii la rugăciune și am început să vă rugați, nu m-am uitat să văd cine este, dar mi-am adus aminte de vocile dumneavoastră de acum 20 de ani. Mai mult de 27 de ani, pentru că ultima am fost acum 19 ani. Ceea ce ne neagă, dragii mei, nu este o fabulă și nu este un antrenament spiritual sau social și nu ne întâlnește aici faptul că prietenul meu vine în această biserică. Ceea ce ne unește pe noi ca credincioși ale Hristos este faptul că avem un singur Domn, acel Iisus Hristos. Avem acea credință care a produs nașterea din noi, nașterea din nou. Este acele doctrine care ne unesc, nu ne despart. Și ceea ce ne face pe noi să fim identificați în fața Domnului și în fața tuturor, că noi suntem baptiști așa cum înaintașii noștri au făcut. Face târziu, dar, dragii mei, nu uitați niciodată să aduceți mulțumire Domnului pentru ceea ce ați primit. Învățați copiii voștri, așa cum evreii au făcut-o, de mici. Evreii aveau și pe ușurii ușii, aveau semnul Torei, ca în momentul când ies afară și când intră în casa lor să-și aducă aminte că ei sunt fiii lui Dumnezeu. Și alții și-au pus la gât ca să-și aducă aminte că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, voi aveți semnul robiei. Voi nu sunteți oarecare. Și când cineva vine să spună că tu ești nimica, tu poate că ești nimica în fața lui, dar în fața lui Dumnezeu, prețul tău este mult mai mare. Iisus Hristos a trebuit să plătească un preț mult mai mare pentru tine. Ca în ziua aceasta,
noi să producem prezența Dumnezeului în biserica noastră. Nu se poate produce trezire spirituală, dragii mei. Nu se poate produce absolut nimic în biserica aceasta atâta timp cât voi nu sunteți uniți în Hristos. Dragii mei, sunt diferite daruri spirituale. Îi spuneam fratelui, am fost în alte biserici și îmi spunea fratele meu, m-a luat deoparte, spune, frate, cum vezi tu problema asta? Zic, care problema? Păi fratele meu, uite, am o biserică și ei așteaptă de la mine să fiu și pastor, și să spăl biserica, și să fiu la chitară, probabil că trebuie să pun și o tobă în spate, să fac fanfară și mi se cer toate lucrurile. Dragii mei, fiecare aveți un dar special din partea Domnului Iisus. Aveți un dar special din partea lui Dumnezeu și este spre edificarea altora. Voi nu puteți să așteptați la fratele Marian, la fratele Duică și alții să facă toate lucrurile, pentru că fiecare dintre voi, Iisus Hristos a murit și a investit un dar special și voi aveți datoria să vă munciți și să lucrați pentru această unitate, ajutându-vă unii pe altora în blândețe, în smerenie, prin darurile pe care le-ați primit. Aceasta ne numește, dragii mei, acel domn, acea credință. Și mâine o să vorbim despre botez. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru că sunt convins Duhului Dumnezeu ne cerșează pe fiecare și ne-a vorbit fiecare. Sunt lucruri vechi și totuși sunt atât de noi. Pentru că Duhul Dumnezeu este acela care face ca lucrurile vechi și date odată pentru totdeauna să devină, într-adevăr, experiențe speciale și personale și vii în fiecare dintre noi, în fiecare zi. Să nu uităm lucrul acesta. Atunci când vorbim despre adevărurile Sfintelor Scripturi, despre acel dreptar al învățăturilor sănătoase, despre credința dată Sfinților dată întotdeauna, despre, uitați-vă în 2 Timotei 3, de la 14 la 17, tu să rămâi în lucrurile care ți-au fost date. Și iarăși vorbește despre învățăturile primite prin predicarea Evangheliei prin cuvântul Scripturii. Tatăl bun, ne întâlnăm înaintea ta și venim să-ți mulțumim
la vremea potrivită ai trimis pe Fiul tău aici pe pământ, pentru ca El să fie Mântuitorul, dar El să fie Domnul nostru. Doamne, îți mulțumim pentru că am avut înaintași care mi-au îndreptat pe drumul acesta. Și îți mulțumim, o Doamne, pentru că El, Cel care este Domnul, poate și vindeca, poate și ierta, poate și curăți, dar face lucrarea cea mai mare, ne păstrează în unitate. Doamne, când sunt atâtea stări care ar putea să ne îndrepte în toate direcțiile, Doamne, îți mulțumim că vocea Celui care este Domn al Păcii va vorbi fiecăruia dintre noi. De aceea te rugăm, lucrează în bisericile baptiste. Fă, Doamne, ca prezența Ta să fie o prezență vie. Și fă, Doamne, ca prezența Ta să nască aceea credință care s-a dat odată pentru totdeauna Sfinților. Doamne, mărește-ne credința. Doamne, fă ca prin credință noi nu numai să devenim cu numele credincioși, ci să te credem pe cuvânt, să te credem pe ceea ce faci în viața noastră. Ne încredințăm în mâna Ta și te rugăm și pentru robul Tău pe care l-ai folosit, binecuvântă. Și fă, Doamne, ca prezența Ta să fie și în biserica Ta de aici și în toate bisericile care te proclamă pe Tine, Domn, și care vrem, o Doamne, ca să trecem peste orice deosebire datorită dragostei Lui, datorită Harului și datorită Cuvântului pe care ne l-ai lăsat. Îți mulțumim că ne vei asculta rugăciunea și vei fi cu noi. Amin. Amin. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și Părtășia Duhului Sfânt, să fie cu fiecare dintre noi, aici pe pământ și o dată în veșnicie. Amin. Amin. Ne chem aici părtășia noastră din seara aceasta. Cum am spus, vă invităm și mine seara la ora 6. Mulțumim Domnului pentru fratele Caius, Domnul să-l binecuvinteze. Mulțumim și pentru familia Mica, Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru că, într-adevăr, ne-a unit în seara aceasta și cred că ne va uni și în continuare. Domnul să păstreze viața fiecăruia și biserica lui Harul Său. Amin. Dați-ne voie să facem amurile ca să...